Salutare! În această zi vom face un top 10 cei mai valoroși români. Înainte să începem, v-aș ruga să vă abonați, să dați un like și dacă v-a plăcut, să dați un share. Deschidem topul cu Andrei Ionuț Radu, jucătorul celor la Inter Milan. Acesta costă 4 milioane de euro. Din păcate, fostul capitan Under 21 al României în scădere de câțiva ani buni. În 2019 însă, era cotat la 15 milioane de euro. Următorul jucător care reprezintă tot o scădere este Olimpiu Muruțan. Jucătorul Galatei este cotat la 4,30 de milioane de euro. Acesta părea la început o afacere bună pentru Galata, dar din păcate nu a dat randamentul necesar. Următorul pe lista noastră este Alexandru Mitriță. Cotat la 5 milioane de euro, acesta este jucătorul lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Următorul este Florin Tănase, cotat la 5,50 de milioane de euro, jucătorul FCSB-ului și actualul capitan, rămâne la aceeași cotă. Pe locul 6 este Valentin Mihailă, jucătorul Atalantei, împrumutat de la Parma, este cotat la 6 milioane de euro. Jucătorul Gasperini este unul dintre cei mai promițători tineri români. Pe locul 7 se află fiul regelui, Yanis Hagi, cotat la 7 milioane de euro, este jucătorul lui Rangers Glasgow. Pe această cale îi urăm sănătate. Acesta s-a accidentat la picior și va lipsi aproape tot sezonul. Pe locul 4 se află Nicoșor Stanciu, cotat la 7 milioane de euro. Acesta a uimit toată România când a anunțat că va semna cu Wuhan 3 Towns din China. Deschide podiumul Denis Man, fostul jucător de la FCSB, actual jucător al Parmei, este cotat la numai puțin de 8 milioane de euro. Pe locul 2 este Alexandru Cicâldău. Jucătorul Galatei a avut o scădere, ceea ce mă miră pentru că a jucat foarte bine la data asta, după părerea mea, și este cotat la 8 milioane. Pe primul loc este Răzvan Marin. Jucătorul celor de la Cagliari este cotat la 14 milioane de euro și, după părerea mea, este cel mai în formă jucător din străinătate român. Nu face parte din top, dar jucătorul cu cea mai mare creștere a fost Octavian Popescu. Puștiul de la FCSB a crescut cu 1,1 milioane de euro. Este supranumit și Neymar a României. Atât pentru azi, eu am fost Fotbal TV, vă mulțumesc pentru susținere și, dacă v-a plăcut, nu uitați, abonați-vă, like și coment dacă aveți alte idei pentru următoarele videoclipuri.